de dolari. Deci, până la începutul ICO, pe acest site mai sunt decât 20 zile, dar pe noi nu ne interesează să cumpărăm. Desigur, cine vrea poate să cumpere, pentru că monetele pe schimburi de obicei cresc în preț. Puteți să vă uitați pe CoinMarketCap, diferite burse cunoscute au deja moneta lor și prețul la monetele lor permanent cresc. Din care cauză? Pentru că pentru servicii se poate de achitat cu monetele acestea. Adică comision care se ia la schimb sau discos poate de achitat cu moneta dată, din care cauză este cerere la aceste monete și ele cresc în preț. Căci bursele permanent în fiecare zi cumpără ori vând criptomonete. Deci, cum facem înregistrarea? Când apăsăm pe linkul care este sub acest video, la noi se deschide acest site unde trebuie să apăsăm pe Get for free 50 de monete MCE. Deci când apăsăm, eu am făcut deja înregistrare, o să vedem ce apare. Deci trebuie să ies. Bun, acum și vă arăt. Deci în interior, când intrăm, linkul se află aici. Iar monetele noastre aici. Deci dacă o să ies, nu o să pot să arăt deja. Restul tot e simplu. În interior, pentru persoana invitată, tot ne dă 50 de monede. Deci am 8 persoane invitate și deja am 450 de monede. În sumă, 225 de dolari. 25 de dolari pentru 50 de monede. Deci, încă o dată, când apăsăm pe... Nu vreau să arăți. Deci, încă o dată încercăm. Eu nu eram ieșit de pe site, din back office și am apăsat logout. Deci uitați-vă, când apăsăm de a primi monete, aici nouă ne spune că trebuie să facem înscriere la pagina lor Facebook, Twitter, Telegram. Atunci primim 50 de monete. În afară de asta, noi introducem peste tot un steluță obligatoriu, informația despre noi. Deci prima login-ul care îl dorim, apoi nume, prenume, alegem țara. Pe urmă, mai jos, pagina lor în Facebook e aici, când apăsăm pe ea, ea se deschide. Și așa pe rând, deci toate rețelele sociale a lor aici sunt. Nu aici, dar aici. Iar mai jos scriem numele care suntem acolo. Căci când ne va verifica să se găsească datele noastre. Că noi am făcut înscriere și așa mai departe. Aici introducem numele nostru în Telegram. În partea această lantă introducem e-mail-ul. Aici introducem telefonul nostru mobil. Fără plus. Sau cu plus, dar el nu se salvează, pur și simplu.
Eu am pus plus, pe urmă, când în interior m-am uitat, e fără plus. Apoi, parola. Repetăm parola. Mai jos aici adăugăm portofelul nostru la Ethereum. Deci aici portofel Ethereum folosim. Bufăm aici că nu suntem robot. După aceea apăsăm pe butonul acesta, unde o să apară o inscripție ce cu verde că trebuie să facem activarea înregistrării noastre prin linkul care este trimis pe e-mail. Deci, mie mi-a venit scrisoarea în spam. Deci, verificați și spam. Acesta este linkul, apăsați pe el, după aceea apare că puteți intra în interior. Deci, este o monedă destul de interesantă, căci, cum am spus, bursele, ca regulă, fac venit din vânzări. Deci, ei au ca regulă creștere în preț. Dacă doriți să invitați, am arătat unde este linkul pentru invitat, mai primiți la fel cât primiți la înregistrare, 25 de dolari. Echivalent un preț, așa ei spun, dar o să vedem cât de repede o să crească. Ca regulă, monetele cresc. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.